Gabriela Fira, primarul general al Capitalei, care este și vicepreședinte PSD, a trimis o nouă scrisoare colegilor din conducerea partidului, chiar în timpul comitetului executiv, în care l-a criticat din nou pe Liviu Dragnea și a spus că partidul nu mai poate continua sub teroarea excluderilor și a dizolvărilor. PSD este condus în acest moment de un om preocupat doar de propria situație politică, juridică, economică și ale cărui ieșiri bizare și departe de a fi ale unui bărbat de stat de notă disperare și încrâncenare. Știu, sunt vinovată alături de mulți alți colegi pentru că am girat existența acestui personaj de devenit toxic pentru țară și l-am ajutat să-și consolideze poziția din care acum folosește puterea în mod discreționar. Dacă ar fi fost vorba doar despre dezamăgirea mea, poate aș fi tăcut. Dar e vorba de bucureștenii pe care îi reprezint și care sunt afectați de acțiunile dușmănoase ale lui Liviu Dragnea față de bucureșteni și mulți, mulți, mulți alți români din toată țara. Primarul Capitalei a mai afirmat că și asumă și faptul că ar putea fi excluse și ea din PSD pentru opiniile critice exprimate la adresa actualei conduceri. Și data afară din funcții de domnul Dragnea, ca și cum ar fi partidul lui personal, eu rămân în PSD simplu membru. Dacă nici simplu membru nu mă mai acceptă Liviu Dragnea, voi rămâne un om de stânga, dar stânga adevărată, legitimă, solidară cu nevoile oamenilor și nu cu grupurile lui de interese. Și a încheiat Gabriela Firea epistola către colegii socialdemocrați. Trei vicepreședinți ai PSD, Paul Stănescu, Gabriela Firea și Adrian Suțuian, au semnat la mijlocul lunii septembrie, în numele unui comitet de inițiativă, o scrisoare prin care au solicitat demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD și de la conducerea Camerei Deputaților. Adrian Țuțuianu și secretarul general Marian Nacșu au fost excluși astăzi din PSD în urma deciziei Comitetului executiv al partidului